Doamnă și domnule, bine v-am regăsit! Astăzi sunt mai multe de discutat apropo de actualitate. Actualitate la care musai să ne raportăm pentru că dacă nu ne pică în cap. Ca o cărămidă de aia șleampătă scăpată de brun mai știu eu cine de pe acoperiș. Era să zic bețiv, dar bețivii nu-i să meargă pe acoperiș. Ați văzut cu toții plecarea lui Trump. Cred că ar trebui să vorbim un pic și despre venirea lui Trump. Pentru că lumea s-a ferit să spună, dar când există o hipercorectitudine, o ultracorectitudine politică și aia este din cauza stângii americane, trebuie să se aștepte lumea la mulți Trumpi. Pentru că acea corectitudine politică Sigur, în limitele ei rezonabile, absolut necesară, și zic de 10 ori dacă trebuie cuvântul ăsta, acea hipercorectitudine politică, peste limitele înțelegerii umane, a deranjat. Cum a deranjat? Ca un organism străin, care brusc se lipește de piele. Pentru că talibanii corectitudinei politice nu iau seama că totuși omul este o ființă care evaluează Omul este o ființă care are nevoie de înțelesuri, de priceperi. Și priceperile astea nu se iau doar pentru că se dă o lege, cum că nu mai ai voie să te uiți decât către sud-est. Nu. Există o anumită evoluție a conceptului, există o, anumire, o anumită obișnuire a oamenilor cu diverse concepte, și până la urmă, tot ce este rezonabil va învinge. Vă amintesc că prin anii 60 încă mai erau autobuze pentru oamenii de culoare și pentru cei albi în Statele Unite. Și acolo unii au fost încrâncenați, cum adică să, să stau lângă un, un om de altă culoare de lângă mine. Și totuși, rațiunea a învins. Însă a venit să-mi spui că poate să vină nu știu care copil și de mâine să-mi zic că eu sunt randafir și tu nu ești trandafir, mă copile, tu ești copil, nu, nu eu sunt trandafir, ca să nu vorbesc de altceva, cred că e un pic exagerat. Bun. Așa că despre venirea lui Trump ar fi bine să se vorbească. Altfel, Trump a și spus, ne vedem în curând. O să-l vezi în 2024 cum forțează. Da, mă rog, aia America. Venim la noi. Uite că ies încet, încet la iveală ceilalți aurari ca să nu le spun, da, ăia care erau, dacă vrei, sau au făcut temelia pe care partidul ăsta xenofob, partidul ăsta de oameni care cu greu își găsesc viața în civilie, dar mite politică, mă uit la câțiva și te, mă cuprinde disperarea, sau fiorul plecării, la ăia trebuie să ne referim. Adică nu trebuie să ne mirăm că aur acum au luat 10% dintre voturi, dar uh, ia uite-o pe doamna Norica Nicolae, că nu mai știai nimic de ea. Au rămas săraca șomeră, aldele s-o dus, în PNL nu mai primit-o, o, o, o mers așa din floare în floare ca o albinuță cu jăbu plin, cu buzunarul plin, pentru cei care nu știu ce înseamnă jăb în dea. Bun, uh, repede sare în apărarea doamnei șoșoacă. Sigur că cei de la actual 24 spun, domnule, intră în aur. Nu a declarat niciodată chestia asta, dar niciun pic nu m-aș mira dacă aurul ar invita-o să facă parte dintr-un senat care cere experiențe, etc., etc., etc. Bun. Când la Realitatea TV era și Călin Georgescu, era și George Simion, când se învelea Rareș Bogdan cu drapelul și turbacă, nu știu care, o lua nu știu ce, că fură ungurii ardealul și de asta la alte. Și a fost o, o, și -aia a fost o cifă de ciment la temelia uh, aurului. Adică toate pornirile astea, uh, nici nu nici știu cum să le zic, că nu sunt xenofobe, sunt uh, mai mult înspăimântat, patriotice, puneți ghilimelele, toate uh, înspăimoșările astea, mai bine zis, toate uh, fricile băgate în populație, duc la astfel de partide. Așa cum neînții au AFD, Alternativul Deutschland, așa cum uh, o grămadă de, de, de țări au faliții lor. Dacă aș fi caragiale acum, așa i-aș numi. Eu numi caragiale înaintea mea. Bun. Uh, despre lucrurile astea trebuie discutat pentru că, mă, până la urmă, noi ce ne dorim de la țara asta, știm cu toții ce ne dorim. Domnule, să fie normală, să aibă un sistem de educație, să aibă autostrăzi, școli, spitale, irigații, oamenii să fie respectați. Dar ne, de la noi ne dorim să fim educați. Și aici deja uh, vin la un subiect poate părea sensibil. Azi dimineață v-am arătat un, un, carnet de vaccinare din 1914. Uh, mă uit la oamenii ăștia care apar la televizor și vorbesc despre vaccinare. Dacă omului simplu nu-i dai câte ceva din normalitatea care a fost și pe care atunci a privit-o exact ca pe o normalitate și poate de a nu ține minte, omul nu se vaccinează. Oameni demn de tot, respectul, da? Beatriz Machler, Gheorghiță, care vin la televizor și spun uite de ce mă vaccinez. Dar unui popor care are mari carențe în educație, diriguit de conducători care n-au pus nici un fel de bază pe educație. Ba mai mult unii au disprețuit-o. Degeaba îi spui, domnule, mă, mă pentru că sunt responsabil. Hai să fim serioși, dacă noi eram acel popor care să, să vibreze la cuvântul ăsta responsabilitate, astăzi munceam ca nemții, ca francezii, ca englezii, ca toți cei care o duc bine datorită muncilor. Da? Și vin cu un exemplu, 1973. Vă arăt aici un buletin de vaccin. Trebuia să pleci în Statele Unite. Cumva ați o dat, Dumnezeu, viză, că partidul veci. Da? Ai avut de la Institutul Cantacuzino o fișă de vaccin, pentru că nici atunci, în 1973, în străinătate, în cele mai multe țări, nu puteai pleca nevaccinat. Astăzi, dacă te duci în Africa de Sud, în vacanță, în ce vrei tu, îți cere, vreau să știu ce vaccinuri ai făcut. Țin minte că acum 20 de ani trebuia să mă duc în Africa, în Mali, cu o delegație din, formată din oameni din Parlamentul European, ONG-uri, etc., de la Bruxelles. Și primul lucru care ni s-a spus, deci nu mai vorbim de bilete de avion sau chestii de asta, atenție, aveți nevoie de vaccinul X, contra malarie, contra nu știu ce, contra nu știu ce. Toată lumea a privit cu, ok, trebuie să-l facem, trebuie să-l facem. Acum, însă, în perioada asta. Uh, cumva învârtoșată uh, cu spaime, cu frici, cu conspirații, cu tot felul de nebunii, brusc, uh, carnetul ăsta de vaccinări, pe care l-am și eu acasă, l-ai și tu și l are fiecare copil care e de 14 ani până acum, da? devine o sperietoare extraordinară. Băieți, în normalitate, uh, nu vorbim acum despre alegere. Este alegerea fiecărui om, așa cum se spune și de la Bruxelles, și de la București, toată lumea, dacă se vaccinează sau nu. Ideea este că noi va trebui să înțelegem o urgență sanitară. Și la câine, dacă ai câine, dacă ai mâță, și eu știu, am carnetul lor de vaccinuri. Nu mai zic că și cipați, că atunci în sare, în sar șoșocile în cap. Lucrurile astea fac parte din civilizație. De ce? Pentru că îți dorești o lume mai sănătoasă și mai educată. Pandemia asta, cred că, dacă a făcut ceva rău, a făcut. Puf! Și boala e spurcată. Și cu toată compasiunea pentru cei care suferă, au suferit. Și cu toate condoleanțele transmise celor care au pierdut pe cineva. Mai mare decât boala este spaima. Este grozavia spaimei virusul ăsta va trece. Cu vaccin, fără vaccin, cu imunizare de turmă, cu... cumva va trece. Dar noi suntem dați cu mintea înapoi probabil 100 de ani. Dacă țăranul ăla de nu știu unde din Mizil, orășanul ăla din Mizil, a înțeles în 1914 că musai să se vaccineze și noi încă mai avem probleme de genul că ne bagă cipul, că n-ai auzit de nanotehnologie, că ce... Înseamnă că e bai. Bă, tată, dacă s-ar fi inventat nanotehnologia în medicină așa cum cred ăștia sau, sau împrăștie fake-urile despre, despre conspirații, astăzi cred că era eradicat cancerul. Da? Eu nu pot să vin să mă. dintr-o dată să mă consider mai competent decât un cercetător care muncește de 20 de ani la un vaccin sau de 30 de ani la o boală, să eradichez o boală. Da? sau să mă, să mă cred mai deștept decât medicii care stau acolo și tremură de fiecare dată când le intre câte un pacient, oare are COVID, nu are COVID, fă repede testul, dar ce ați pățit, cu cine ați vorbit, care sunt contactii, și brusc acum o parte bună din lume, inclusiv țara noastră, dar toată planeta e cuprinsă de furia asta, de autofuria asta, da? Crede că e mai competentă decât toți oamenii ăștia. Și li s-a explicat, dar li s-a explicat foarte... Ca pentru studenți. Explicațiile de la televizor nu trebuie să vină ca pentru studenți. Trebuie să vină ca pentru omul simplu. Da, poți să-mi spui, sigur că da, vaccinul ăsta s-a dezvoltat dintr-o tulpină, dintr-un dintr vaccin la care se lucrează de 15 ani. Deci nu s-au făcut așa în câteva luni. Așa cum urlă conspiraționiștii că, băi, dar până acum se lucrau zeci de ani, ani de zile la, la vaccinul și acum l-au făcut în câteva luni. Nu, nu, nu. Este derivat din, altul, din alt vaccin. Anticancer. Și dintr-o dată suntem puși în fața unui zid. Și zidul ăla, culmea, îl construim fiecare cărămidă cu cărămidă. Uh, N-aș vrea să închei uh, în nota asta urâtă. Am văzut, a uh, anunțat Luca Niculescu, uh, ambasadorul nostru de la Paris, o celebră casă de, de uh, parfumuri franțuzească, cu istorie de aproape 100 de ani, a ales să celebreze anul ăsta motivul folcloric românesc. Are magazine în toată lumea. Are magazine în toate orașele mari din Franța. Atunci când intri într-un astfel de magazin și vezi culorile cu care ești obișnuit, pe care le-ai văzut la colindat, la paști, la nu știu ce sărbători, încerci un sentiment totuși de solidaritate cu propria sfință, a pe care ai uitat-o. Uneori. Și mă gândesc că știrea asta are și al rol decât vai ce fainică le plac la ăștia românii. Nu, nu. Rolul știrii ăsta este să ne dea încredere că încă mai contăm. Și chiar dacă nu contăm noi pentru noi înșine, în țara noastră, chiar dacă noi contăm prin ochii celorlalți, care vă frumusețea tradițiilor noastre, poate că într-o zi ne vom trezi și vom spune, mă băieți, ce ne costă să fim educați? Ia să iau o carte să o citesc. Ia să-mi dau copilul la școală. Ia să mă gândesc de 10 ori înainte de a crede pe nu știu care care urlă că vine Bill Gates scris așa, B, L, G, E, -t -i, -t I, da? Să nu știu unde. Pe mine, mă, eu sunt înfricoșat de chestia asta. Sunt înfricoșat la modul uh, înspăimântat că, bă, într-o lume în care totul este la un enter distanță, dai un puf, enter și -ai aflat. Într-o lume care îți deschide o paletă de cunoștințe cum n-a mai existat până acum, da? gândește că în 2 ani de zile pe internet se vehiculează informații mai multe decât toată istoria omenirii până acum și totuși noi, Batman, Batman, cumva să stăm în acel F mediu foarte confortabil și să zicem nu. Și Doamne ferește ca needucați continuând să fim, nu ăsta să se transforme într-o zi într-un, să zic oare, Niet. Știi? Așa era vorba Soldat rus, soldat rus, de ce te-au pus așa de sus? Ca să te admire popoarele sau pentru că-ți put picioarele? Ne spălăm? Sănătate.